Bună tuturor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată și dacă sunteți iubitori sau pasionați de parfumuri, vă puteți abona, neapărat apăsați clopoțelul pentru a primi toate notificările și să începem astăzi cu un tag la care, pe care L-am văzut la multe, multe fete ce le urmăresc cu mare drag pe, pe YouTube, și anume numele meu în parfumuri. Nu m-a tăgui nimeni, este un tag oricum ceva mai vechi, ca să zic așa, dar mereu am vrut și eu să-l fac, <laughs> și astăzi iată-ne aici. Am ales să-l să fac pentru numele Rojin. Chiar dacă, paranteză, chiar dacă nu este numele meu oficial, ca să mă exprim așa, din acte, numele meu este Ana și mi s-a părut mult prea scurt pentru, pentru câte am eu de zis. Oricum, o să vedeți, pentru fiecare literă am ales câte două parfumuri, pentru că, da, nu am putut altfel. Și am ales numele Rojin un nume neoficial, dacă pot spune, nume dat de către soțul meu, cetățean origine curd, cetățean turc, iar acest nume în limba curdă, Rojin, înseamnă zor de zi. Încheind această mică paranteză, să trecem la treabă. Pentru litera R am ales Red Tobacco de la Mansera. Eu am beciul vechi cu filet. Trebuie mereu să am grijă când îl, când îl desfiletez, că se mai întâmplă să iasă cu tot cu atomizor. Red Beast. Uf. Da, Red Beast, am spus bine. Iubitorii de parfumuri, așa, la o Poreclit, ca să spun așa. Pe acest minunat Red Tobacco, de ce Red Beast? Pentru că într adevăr este uh, modul Beast. Este o bestie la capitolul performanțe. Asta e genul acela de parfum, dacă sunteți iubitori, spun iubitori pentru că este un parfum total unisex. Uh, este genul acela de parfum care stă pe tine 3 zile și 3 nopți. Vorba bine că nimeni nu stă fără să se spele atâta timp, dar tabac, scorțișoară, ud, șofran, tămâie, nu știu, este eu sunt printre alte note, mare iubitoare de parfumuri cu tabac. Iar uh, Red Beastul acest, Red Beast. Am rămas la Red Beast. Iar uh, Red Tobacco dacă iubiți nota de tabac, este tabacul suprem pentru mine, pentru gusturile mele și pentru modul în care percep eu această notă. Este un parfum opulent, este un parfum bold in your face, o nebunie. Este acel gen de parfum bomba atomică din toată colecția mea, niciunul nu are performanțele lui Red Tobacco. o minunăție, niciunul, da, pentru că următorul, care l-am și pe el pe aici, are și el performanțe peste limită, dar nu ajunge la Red Tobacco. Al doilea parfum pentru litera R, avem un uh, mai nou venit, bine, nu chiar nou, și oricum, ca să vedeți cam cât am consumat din el, vorbim aici despre Red Velvet, Maison Asrar de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Dacă um, la Retobaco am vorbit de un uh, parfum ușor mai uh, agresiv, dacă mă pot exprima așa, Red Velvet este total vai. Este total opusul lui Retobaco. Este acel uh, parfum de um, pentru zile roz. Este, una, este, acel parfum pentru rochi, pentru, nu știu, ieșiri la picnic, că tot vine vremea caldă, să sperăm că la cei afară, sperăm în continuare. Este inspirat de Barbary Her. Îl am și pe acela, oricum pentru Red Velvet nu o să mă înșir foarte mult, că avem uh, clip special este acel smoothie de căpșuni, fructe roșii, un barberry hair cu o atingere lemnoasă. Sunt iubitoare de barberry hair, sunt la a doua sticlă, însă, exact cum am spus în clipul dedicatului Red Velvet, dacă pe barberry hair nu îl pot purta pe timpul verii, mi se pare, nu știu, la un moment dat devine greu apăsător, Red Velvet îl văd cu siguranță purtat și vara, tocmai prin prisma acelei atingeri lemnoase. Foarte frumos! Este un... ar putea fi un flanker, din punctul meu de vedere, acest Red Velvet pentru Barbary Her. Este 90% Barbary Hair cu o atingere lemnoasă. Ok. Pentru litera O, Primul, care ar fi? Ar fi Olimpea, varianta clasică. Se vede și ring light-ul, o minunăție. Olimpea, de la Paco Rabanne. Un mix de note citrice, vanilate și ușor sărate. O să spui, ai nebunit cum simți o notă sărată. Chiar soțul meu, nu mai știu, vorbeam cu el de un parfum zilele trecute și mi-a spus uh, Olum, în turc, așa malinte. el Olum, tu cum simți nota de sare? Eu nu înțeleg, ala, ala Cum simți? Și <laughs> am spus, zic, simplu, zic, uite Nu știu Eu una, când miros un parfum și când dau de acel iz uh, uh, Nu știu, ați văzut și voi când sunteți la mare și vă plimbați pe faleză sau pur și simplu stați la plajă și vine acea briză marină, nu știu, un aer, uh, freș, apos, așa îl pot descrie eu, cu o tentă sărată. E, fix asta simt eu în Olimpea. Olimpea Classic. Este singurul din gama Olimpea pe care l am, nu am niciun alt uh, flanker. Și îl iubesc foarte, foarte mult. Aici oricum vedeți că este puțin consumat din el pentru că am tot avut um, o sticluță de 30 de mililitri. Asta este sticla mare. De cât ești tu? Unde ești tu? Mm, aici. 80 de mililitri. Până la el am băut o sticlă de 30 de mililitri și vreo trei sticluțe în format travel size de 10 dar pentru mine Olimpea este marea într-o sticluță. Mai mult de atât, nu știu ce să vă spun, nu vi-l pot descrie. Performanțele la el, chiar dacă este un parfum de designer sunt excepționale. Aveți și persistență și psiaj și tot ce vreți voi plus o vanilie sexy de vară, un superb. Abia aștept să vină căldura să-l pot purta. Următorul cu litera O, din nou avem și pentru el clip dedicat, O Boy Paris Corner Gamma Autobiography, cam atât s-a băut și din el. Parfumul acesta, vai doamne, Eu v-am mai spus voi, când am făcut clipul dedicat acestui parfum, că eu nu iubesc citricele, citricele Ana în parfumuri. Nu? nu. În schimb, oboi oh este singurul, singurul din colecția mea, singurul parfum cu citrice și totodată un parfum cameleonic, cum vă spuneam, mă repet și în clipul. L-am dedicat. Este această bombiță floral fructată în jurul vostru, așa se percepe. Cine trece pe lângă voi sau cine poartă o discuție cu voi și vă simte parfumul, simte ceva floral fructat. În schimb, la nivelul pielii, dacă vă mirosiți, inițial am crezut că e numai la mine treaba asta, dar am mai discutat cu câteva dintre voi pe care vă iubesc, deci vă iubesc pentru că existați și pentru că, nu știu, avem relația asta, chiar dacă nu vă cunosc personal, avem schimbul acesta de păreri, de opinii. Închidem paranteza, astăzi sunt cu paranteze. Spuneam despre oboi oh că la nivelul pielii, dacă în jurul vostru, haideți să o iau de la capăt, să reiau, dacă în jurul vostru se simte ca o bulă uh, floral fructată, ușor gurmandă, la nivelul pielii veți simți o notă de citrice. Citrice care nu sunt acelea astringente, gen soluții de curățare, curățenie a casei. Nu. Sunt uh, pur și simplu niște citrice tăvălite prin zahăr, ca să mă exprim așa. Ok. 11 minute. Și deja am terminat R și O. Aia încerc să mă grăbesc. <laughs> nu vreau nici să vă plictisesc, nici, nici nu știu cum să fac. Mi, dacă ar fi după mine, cred că aș avea clipuri de câte două ore la cât îmi place să vorbesc. Dar nu, nu vreau să vă plictisesc. Așa că trecem mai departe la litera J, unde din nou avem două. Și vom începe cu minunea aceasta. Just Peach, Pandora Sens, Dupe pentru Tom Ford Bitter Peach. O, oh, Doamne! Deci parfumul ăsta creează dependență. Jur! Creează dependență. E genul ăla de parfum dragoste la primul nas. piersică dulce, ușor condimentată, sexy, cărnoasă. Vanilie, boabe tonca, o tentă buzii. performanțele pentru Just Peach sunt cu mult peste Tom Ford Bitter Peach. Da, m-ați auzit foarte bine. Este Genul acela de parfum, clona care bate originalul. Asta este Just Peach. Um, Doamne. Se vede cât de cât în sticlă. Este pe undeva pe aici. Deci aproape jumate am băut și din acesta. Nu știu de ce, dar cred că până la vară eu deja îl termin și o să am nevoie de încă o sticlă. Este genul de parfum all-season. Dacă aveți grijă la dozaj, nu știu, nu știu. Dacă sunteți amatoare de floral fructate, știți, mi-am amintit, într-un alt video vă spuneam, mă văitam aici în fața voastră că eu sunt, nu sunt amatoare de floral fructate. Și ca să vedeți cum se schimbă percepția olfactivă în timp. Descoper pe zi ce trece că mă atrag parfumurile floral fructate. Ok. Haideți să trecem mai departe. Eu ca să știți ce fac, mă tot chinui să pun asta aici, că nu intră tot timpul. În fine. Trecem la următorul de la litera J și vom vorbi despre un parfum marketat ca fiind parfum uh, masculin ceea ce pentru mine nu este un parfum masculin. Pentru mine este un parfum unisex. Și vorbim aici de IUP Home. Om, pardon. Da? Eu am varianta mare de 125 de mililitri. A trebuit să mă uit pe cutie. Cutia este de tester. A fost achiziționat de pe site-ul Parfimo. Care, apropo, dacă mă vedeți cineva de la Parfimo, știu că sunt prea mică ca să mă vedeți voi, dar dacă mă vedeți, luați în considerare să readuceți testere pe stoc. Ok. IUP. IUP este hu. Genul acela de parfum old school, ca să mă exprim așa. Un uh, parfum uh, iubit de multe persoane și totodată detestat de tot atât de multe persoane. Este un parfum potent, longeviv, o creație din 1988-89, dacă țin eu în minte bine. Eu fiind generația 1987, cam pe acolo. Este cum să vă spun eu, genul acela de parfum, unde mă trimite pe mine, hai să o iau altfel, unde mă trimite pe mine iub de la om? Mă trimite la uh, perioada copilăriei, când uh, simțeam uh, parfumul uh, bunicului meu, Dumnezeu să-l ierte, um, dar izul lui, ca să mă exprim așa, amestecat, combinat cu un suc de fructe. Eu asta percep. Se simte bine tutunul, nota de tutun, tocmai de aceea îl ador și îl am în colecție și îl folosesc. Mă repet, chiar dacă este marketat masculin, pentru mine You Home este un parfum unisex. Stai, stai, ok. Nota de tutun. Deci totul. Îl... Hmm tutunul din acest parfum. Bine, se mai simt și condimente și potentă fructată pe acolo, de aceea l-am catalogat eu ca fiind parfumul tatălui, combinat cu ceva suc de fructe. Ok, r -O -J i La litera I avem din nou două parfumuri și vorbim despre Parfumul ce m-a influențat, ca să zic așa, luminița Avram Insolans de la Guerlain EDP. Acest parfum. Unde ești, aici? Doamne, Dumnezeule! Acest parfum, vedeți cât. Bine, am mai avut între timp o sticluță tip tester, tot de pe Parfimo, care a venit fără, fără capacul acesta. Sticluța aceea am băut-o și acum trebuie să iau în calcul să mai achiziționez încă o sticlă, deoarece ăsta e parfumul ăla bun de sărbătoare, știi? Îl țin acolo, dar ca să continui, să o citesc pe luminița, într-adevăr este acel parfum de zână. Așa ceva, parfum pudrat, o violetă cu zahăr pudră. Am, am mai multe parfumuri de la Guerlain, dar acesta pot spune, cu ochii închiși ca să mă exprim așa, că este preferatul meu. Eu am intrat în lumea aceasta a prințului parfumeriei Jean-Paul Guerlain prin intermediul anii de la Beauty Barometer și Luminița Avram. Am început să devin consumatoare și iubitoare de Guerlain și am câteva în colecție, chiar mă gândeam să, să și fac un clip cu colecția mea de parfumuri Guerlain. Însă, acesta de departe este parfumul meu preferat de la Casa Guerlain. Um, parfum pudrat, violetă dată prin zahăr pudră, parfum gingaș, dar totodată foarte, stă foarte, foarte bine la capitolul performanțe. Un parfum, dacă ar fi să-l asociez cu un anotimp, exact ca Luminița Avram, parfumul ăsta țipă primăvară, țipă din toți plămânii lui. Ok. Mai departe, tot pentru litera I. Pam, pam. Al doilea parfum Mansera Instant Crush. Și acesta este destul de băut. Am uh, varianta cu capac magnetic. Da? Uf, Instant Crush este direct văr cu bacara ruj. Deci altă introducere nu am decât faptul că Instant Crash de la Masera este vărul lui bacara ruj. Parfum a apărut în 2019 oriental, floral și acesta este bombă. Când am vorbit despre Retobaco, vă spuneam că este cel mai performant parfum din colecție. Pe cam același loc, ca să nu-l clasez pe locul 2, ar fi Instant Crash. Și asta, bombă la uh, capitolul performanțe. Este uh, singurul, de fapt, sunt singurele parfumuri Instant Crash și Retobacco, care în momentul în care le pulverizez pe haine, se ia mirosul abia după a doua spălare. Deci, da? Ca să un parfum citrat, dulce, ghimbir, șofran, citrice, unisex prin definiție, opulent și sexy. Pe piele se simte și după duș. Da. Și acesta și retobaco le veți găsi și după duș pe piele. Instant Crush este un parfum ce eu una îl ador, dar nu l pot purta vara. Și pentru că nu l pot purta vara, am găsit între timp și o variantă de buget. Și o variantă care este 95% Instant Crush de pe Dubai Collection, dar nu vă spun mai multe, facem un clip dedicat. Și trecem mai departe la rojin litera N tot așa, pentru litera N avem două. Începem cu Nebras Gold de la Latafa. Acesta este cel mai gurmand parfum arabesc din întreaga mea colecție. Nimic nu se compară cu Nebras Gold. Nimic. Din tot ce am eu, nimic. Fructe roșii. Mandarine, cacao, Zahăr, o cofetărie într-o sticluță, asta este Nebra's Gold, v-am mai vorbit despre el și în clipul cu trei parfumuri pentru o cadână și acesta îl văd purtat în, pe toată perioada anului, dacă, din nou vă spun, aveți grijă la felul în care îl, îl dozați. Pentru mine una este un parfum foarte persistent. Și în momentul în care, ia să vedem, și în momentul în care îl aplic pe mână, este unul din puținele parfumuri ce lasă o peliculă uleioasă. Vedeți? Aici. Deci pur și simplu, o, oh, Doamne! Îți lasă gura apă. Parfumul ăsta îți lasă gura apă. V-am mai spus că este... Parfumul preferat purtat de mine, dacă are logică ceea ce spun, al fiului meu. <ridge> în momentul în care nebra, port Nebra's Gold de la Latafa, este așa. Băiatul meu este, mami, ce dulce ești! Ok, următorul care este tot așa, cu litera N vorbim despre, hai de frate, ești tu de aici, mersi, despre Nașit de la Latafa. Un parfum care eu cred că ar merita mai multă atenție și, nu știu, să se vorbească, să mă exprim așa mai mult despre el. De ce spun asta? Parfumul ăsta este o capodoperă. Parfumul ăsta este o minunăție. Dacă ne uităm un pic așa la el, ne-am duce cu gândul, datorită capacului, că ar fi un uh, diup, pentru că toți știm, la tafa sunt fierți pe diupuri. Dacă ne uităm la capac, la ce ne duce cu gândul, la casa amoaj. Nu are nici cea mai mică legătură cu casa amoaj. Vai, Doamne! Nașit de la Latafa este varianta de buget Ani Nișane. Da. Da. Frumosul ăsta este Ani Nișane. Acea vanilie cu ghimbir. Acel parfum, vai de mine, condimentat, lemnos. Nu, că și pe ăsta trebuie să-l pufăi puțin. Hai să-l pufăi aici. Este superb. Eu am văzut vorbindu-se despre nașit în clipurile unor youtuber din afară. Altfel habar n-aveam de el. La noi nu prea s-a vorbit despre el și e păcat. Mm, moscat, condimentat, puțin balsamic, puțin lemnos. din nou un parfum din punctul meu de vedere all season. Dacă îți place anii uh, Ani ane, dacă iubești Ani ane și găsești nașit de la Latafa, cumpără-l Blind Buy. Și nu mă vei înjura, sincer. Este un parfum unisex, un parfum, deci pur și simplu, pentru nasul meu, Țipă direct vanilie cu ghimbir. E o minunăție. O minunăție. 95% este dup pentru anii nișane. Varianta de buget, dacă vreți să-i spunem așa. Ok. Cam uh, 26 de minute. Și eu mă gândeam că o să fie gata în 10-15 minute, dar aia e. Um, dacă aveți și voi Vreunul din parfumurile enumerate de mine, aștept părerile voastre în comentarii, tare sunt curioasă de felul în care îl percepeți voi. Um, și cu toate că știu că este un tag mai vechi aici pe YouTube, aș vrea să-l dau mai departe către două fete minunate pe care eu le urmăresc cu mare drag. Și, din câte mi-amintesc eu, ele nu, nu au făcut acest tag parfumat. Vorbesc aici despre Recenzii Baiandra și Madalina Valeria. Um, oricum, o să las linkurile lor. O să vă las link la, toate, la fiecare parfum din ce am enumerat eu și chiar o să caut și o să vă găsesc pentru cele de designer și cele arăbești variantele cele mai ieftine. O să caut un pic pe site-uri și o să vă las link pentru fiecare în parte. Pentru toate parfumurile ce le-am enumerat de pe site-ul Dubai Collection, am și un cod de afiliere, cod de reducere, roj 25, ce va aduce un discount de 5% la orice achiziție de pe site, fie că vă luați mostre, decanturi sau ceva din gama de îngrijire. Bineînțeles, n-a mai fost nevoie să mai spun și de parfumuri. Cam atât pentru astăzi. Dacă ați rămas cu mine până la final și dacă nu v-am plictisit, vă mulțumesc și, cum spun eu, de fiecare dată să mirosim frumos cu bani puțini. La revedere pe data viitoare!